Președintele Klaus Iohannis a mers ieri în Republica Moldova împreună cu premierul Nicolae Ciucă pentru a discuta cu președintele Maia Sandu despre situația provocată de invazia Rusiei în Ucraina. În discursul său, Maia Sandu a cerut sprijinul României în problema refugiaților ucraineni. Aceasta a afirmat că presiunea este extrem de mare pentru o societate care o duce modest. De cealaltă parte, Klaus Iohannis a dat asigurări de sprijin atât în problema refugiaților, cât și în rezolvarea problemei transnistrene. Ne-am trezit cu toții într-o lume sumbră, incertă. Ceea ce se întâmplă în Ucraina e îngrozitor. Provocările cauzate de acest război pun presiune mare și pe Republica Moldova. Avem nevoie de sprijinul partenerilor și prietenilor noștri pentru a le depăși. E un efort semnificativ pentru o țară mică, cu venituri modeste. Maia Sandu a cerut ajutorul României în gestionarea crizei migranților ucraineni. Solicităm, de asemenea, sprijinul României pentru deschiderea piețelor europene pentru toate categoriile de produse moldovenești care nu mai pot intra pe piața ucraineană, rusă sau belarusă din cauza războiului din Ucraina. Aproape 340.000 de refugiați ucraineni au trecut până acum granița cu Republica Moldova, iar mai bine de un sfert sunt în continuare în țară. Aproape 100 de mii de refugiați rămân în continuare în țara noastră. Femei, copii, vârstnici, speriați, obosiți, debusolați. Asistăm la o adevărată dramă umană. Klaus Iohannis dă asigurări că România va rămâne alături de Republica Moldova în lupta pentru ajutorarea refugiaților. România este alături de Republica Moldova și de toți cetățenii săi, așa cum a fost mereu. România a luat măsuri prin organizarea unor coridoare verzi pentru preluarea directă pe cale rutieră și feroviară de refugiați ucrainieni din Republica Moldova și transportarea acestora în România, unde, evident, li se dă asistența cuvenită. Dorim ca aceste demersuri să contribuie la reducerea presiunii asupra Republicii Moldova. Iohannis a ținut să reamintească și de sprijinul total al României în problema transnistreană. Pot să vă spun că România face eforturi concrete, nu doar în cadrul Uniunii Europene, pentru a găsi soluții viabile și avantajoase în interesul Republicii Moldova. Reafirm aici, la Chișinău, sprijinul deplin al României pentru soluționarea politică a problemei transnistrene, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova.